așa a luat naștere din prestigi până la urmă. Din bani pui deoparte. Adică nu știu câte lume face chestia asta. Și băieții cumva făceau mișto de mine de fiecare dată, că nu eram cea mai slabă dintre fete. Uite, chestiile astea nu prea le vorbesc cu nimic, nu prea... Și nici nu știam cum să iau miștourile astea, nu eram foarte puternică. Chiar m-am emoționat. <laughs> Te iubesc, oh, <laughs> <că jur. laughs> vino, vino, vino. <laughs> Bună tuturor și bine ați venit la un nou episod din podcastul Elevate Her. Astăzi am mare plăcere să o am alături pe Simona Mereu, care este fondatoarea Dans Prestige și una dintre cele mai cunoscute dansatoare din România. <laughs> stau aici, îmi faci portret, let's hey! go! Bună, îți mulțumesc pentru invitație! Mă bucur foarte mult că te am astăzi alături pentru că ești un model și o inspirație și o profesoară extraordinară. Oh, mulțumesc! În caz că nu știți, ea dansează alături de mine. Da, este o plăcere și o onoare. Mulțumesc! Da. Uh, începem cu începutul și. Uh, ca de fiecare! <laughs> exact. <laughs> și te întreb: Cum a început toată călătoria cu dansul și. Uh, Toată această poveste frumoasă care se întâmplă acum. A început pe neașteptate. Adică, uh, mă plimbam prin Herstrău, unde am cunoscut uh, niște persoane, niște caractere, nici nu știu cum să-i numesc. Nu erau dansatori în principiu, făceau exerciții la circ. Adică, chestii de flexibilitate. Okay. Săreau pe acolo, salturi, în fine. Și întotdeauna am fost atrasă de chestia asta atletică. Am rămas cumva agățată de ei, mă antrenam când mai mergeam și eu în herăstrău, și așa s-a înființat Street Style. Street Style era pe atunci o trupă de stridens. Lumea nu prea știa ce înseamnă stridens, era confundat cu striptis. Cu... Acum câți ani? Păi cred că aveam 15-16 ani, ceva mm -hmm. de genul. După care l-am cunoscut pe iubitul meu de atunci, care m-a introdus. Dansatorilor lui Alex Vela Și de acolo a început Practic toată treaba asta Spre cariera mea profesionistă Adică mm -hmm. nu mai era doar Dans în parc, era Hai să vedem ce facem de acum încolo Că e serioasă treaba Și la a fost și momentul în care părinții mi-au zis Ah, e serios Ia. Da, Era serios și până acum Dar nu v-ați dat voi seama Dar brusc Alex Vela, da, e serios. e serios Și am început cu el și am fost super norocoasă Că am avut uh, sprijinul lui Um, deși, într-un anturaj cu foarte mulți băieți, e greu. E greu, mai ales când nu ești o fată. o fată. <gângă> adică, eu la 16 ani nu sunt ce sunt acum. Eram, oricum, se și vede și cred că și tu simți energia asta, care nu e tocmai cea mai feminină energie. Ei sunt și și, mă mulez. Dar, în principiu, eu, când sunt relaxată și normală, sunt așa mai mai băiețoasă, uh -huh. mai din cartier. Și pentru că atunci, bine, inclusiv acum se merge pe treaba asta de hai să mai arătăm ceva, hai să fim mai feminine, hai să... Și pot să fiu și așa, dar atunci chiar nu eram. Și băieții cumva făceau mișto de mine de fiecare dată, făceau mișto de faptul că nu eram cea mai slabă dintre fete, că adică nici acum nu sunt, întotdeauna am avut fundul mare, so, I'm sorry, this is me, <laughs> știi? <laughs> A asta puțin. te ajută, acum. Acum asta m-a ajutat. Atunci nu prea m-a ajutat și nici nu știam cum să iau miștourile astea. Nu eram foarte puternică să fiu, like, și foarte mult, nu știu, foarte încrezătoare. Like, zi ce vrei. Până la urmă, știți, dai și părul așa într-o parte uh -huh. și îi lași să vorbească. Dar uh, le luam pe toate la suflet și le puneam așa, una peste cealaltă și m-au dărâmat cumva. Dar m-am recules. Which is great. Uh -huh. nu, nu le mai car după mine. E un fel de... A fost un fel de poveste pe care o apreciez acum. Ok. Am învățat multe. Din felul în care erai tratat atunci și cum luai cumva lucrurile... Da, le luam prea personal. Băieții erau super de gașcă. Da. Adică ne distram de fiecare dată. Era... În fine, chestia asta de interacțiune, știi? Despre cum să tratezi o fată care nu prea are încredere în ea... Atâta puteau ei, atâta puteam eu, știi? Până la urmă ei se distrau și eu le luam personal. Deci cumva este on me că nu știam să le răspund și nici nu aveam încrederea necesară ca să pot să le fac față și să just deal with it. Da, cred că majoritatea încep așa, adică majoritatea fetelor au problema asta de da. a le lua personal, de a nu avea încredere Uh, acum cumva când te văd așa, e super confident, uh, parcă rup așa, orice stil mm, Mai e fetița aia undeva uh, în mine, pentru că am plecat de la below zero Adică aveam două rânduri de dinți, dinți strâmbi sau din, ai, că era gravă treaba Aveam ochelari stil Harry Potter, fix, uh -huh. făceau mișto de mine grav la școală părul nici drept, nici creț, nici în toate felurile, nici un stil, adică ca și vestimentație, habar n-aveam cum să mă îmbrac și am fost fix adolescentul ăla care le încearcă pe toate, știi? Și da, e impenibil. Adică chiar eram penibil la un moment dat. Cu Acum ciocate când te uiți da, în spate, la poze. Le-am aruncat pe toate, la am mars. Mai am două, trei care au rămas, dar în rest Adică până și tata făcea mișto de mine că am venit odată acasă cu niște ciocate lucioase, siclam cu negru. Da. Era visul unei primăveri. Da. Mi le amintesc și acum, n-am o memorie foarte bună în mod normal, dar le țin minte Asta au rămas marcante <laughs> în. Da. Mi-a fost greu să-mi găsesc stilul, but puțin câte puțin m-am mm -hmm. dus Dar cum s-a întâmplat switch-ul ăsta de schimbare, de încredere în sine și de hmm. uh, imagine personală Și cum te vei tu pe tine, că până la urmă de acolo pornește totul nu s-a întâmplat dintr-o dată, clar. Adică a venit puțin câte puțin, a trebuit să dau dintr-una între alta, să mă lovesc, să trec de chestiile astea de care ziceam, cu băieți care făceau mișto de mine, cu... Nici la facultate nu eram... Uh... Întotdeauna am fost cumva un outsider, nu mi-am găsit mediul și nici persoanele potrivite. Dar um, odată ce am deschis sala de dans și am început să predau mai mult odată ce a venit și Diana în echipă și Emma, am devenit cumva așa un... Uh, ne-am Fel. Da, okay. ne-am susținut una pe cealaltă și cumva ne-am creat spațiul ăsta safe unde fiecare se poate dezvolta și ne oferam încredere una celeilalte și cumva mi-a fost mai ușor să tranzitez toată treaba. Dar uh, Na, nu pot să-ți zic că și acum sunt 100%, mai am și eu breakdowns unde sunt un roller coaster de emoții și vreau să mă ca acasă în biagli, știi? Like, da. Fix boschetar mode în care le lași pe toate la o parte, dar trebuie, trebuie străite și asta, nu? Adică trebuie să fie un echilibru între ele. dar mă ajută foarte mult și m-a ajutat foarte mult muzica și dansul în sine pentru că m-a crescut ca și femeie. Și chiar, e, chiar, chiar, este adevărată treaba asta, că în momentul în care înveți să-ți miști talia, te transformi, pentru că eu o auzeam la început, toate femeile care îmi predau dance și când am mai luat eu clasă în afară, inclusiv cu femeile din Jamaica, spunea că nu poți să fii femeie dacă nu-ți miști talia. Dar nu în sensul că nu, nu poți, nu ești. În sensul că devii o altă femeie uh -huh. când faci asta, de, îți descoperi senzualitatea și puterea aia autentică a ta, știi? te mi s-a spus pielea pe mine. Și <laughs> mie. <Nu, nu. laughs> <laughs> e fix, s-a schimbat ceva de acolo, din zona aia, din primele alea două ceacre și s-a transformat așa, s-a dus prin pori. Uh -huh. Și cumva asta a tras mai multe lucruri și cred că m-am creat așa cum îmi doream să mă crez, că nu poți zia că m-am descoperit, că nu știu dacă e ok cum like, da. m-am descoperit. Cumva te crezi dacă ai o idee despre tine, poate vine din alte vieți, <laughs> poate o adun tu, habar n dar le aduni așa spre tine, te, știi? Uh -huh. Da, ți-ai creat versiunea pe care ți-o doreai cumva și avea așa o viziune despre uh -huh. cum ai vrea să fii și prin dans... <laughs> s-a întâmplat asta și cred că asta o fac toți cei care trec prin mm -hmm. clasele tale și care vin, vin aș vrea la să asta. Aș vrea să cred asta, pentru că îmi place să inspir lucrul ăsta și îmi place să văd femei evoluând foarte mm -hmm. Bine, oameni evoluând, nu doar femei, dar da, sunt foarte multe femei care vin la cursurile mele. It is, is. Exact. <laughs> Ce înseamnă dancehall-ul? Să mergem așa puțin mai adânc, adică ai zis-o, uh, ja ca așa puțin, <cute> dar să intrăm mai adânc în subiect. <cute> da, să da, înțeleagă da. și ascultătorii. Uh, Densiholo este o cultură. Uh, nu putem să spunem că este doar un stil de muzică sau doar un stil de dans. Uh, trebuie să înțelegi fiecare ramură, adică vestimentația. Cum se vorbește, cum se mănâncă, uh -huh. cum se îmbracă, bine, vestimentația am zis. Uh, cum se trăiește în principiu în Jamaica ca să poți să înțelegi dance ca și muzică, ca și dans. Uh, ai și partea masculină, ai și partea feminină, ai și partea pentru și masculin și feminin, ai și partea de daggering, ai și partea de couple-up. Adică sunt foarte multe chestii, dar să zic, în uh -huh. cultură, că Trebuie cumva să ajungi măcar o singură dată în Jamaica ca să te uiți la niște clipuri autentice. Să simți. Da, ca să simți vibe-ul, să simți pulsul insulei. că da. e, e ceva ce nu poți să descrii cumva în cuvinte. Odată ce ai călcat în aeroport în Kingston sau unde aterizezi, în Montego Bay uh -huh. sau whatever, se simte instant pulsul. E altceva. E, e ceva ce dacă n-ai ajuns niciodată într-o insulă din Caraibe, n-ai simțit. Da. E, oamenii trăiesc altfel, simt muzica altfel, e altceva, e, vibrează altfel și când le simți prezența, se vede, se simte cercul ăsta magnetic, nu știu cum, adică știi ce emani? Da. Eu, eu am simțit imediat și mi s-a și schimbat stilul de dans din prima vizită în Jamaica. Anyway, revenind la subiect, ceea ce fac... <laughs> Intrăm și în partea din Jamaica, <laughs> că avem mai multe de discutat. Ceea ce facem noi la sală, la Dance Prestige, da. este Partea de female, pe care eu am numit-o Densol female și este un... Sunt niște cuvinte adoptate cumva la nivel european. Nu prea se folosesc neapărat în Jamaica. Uh, mai este și partea de Batman, pe care nu o folosesc pentru că oamenii de aici încă nu sunt obișnuiți cu energia aia și îmi fug de la clase, mai rău ca... Adică, de fiecare dată când zic ok, hai să fim răi din ghetto, da, toată lumea e... dar îmi plac alea. <laughs> Știu multă lume și like, îmi place atitudinea, da. când Efectiv, când trebuie să învețe, e prea mult, știi? Mm -hmm. uh, dar ușor, ușor. Da, știi încet. Mai bagi câte o pastiluță, mai haide cu energia, haide. Ok, trecem și la ceva mai smooth, da. Hai și cu puțină energie. Uh, dar marți, știi că facem uh, chestii mixte, și pentru femei și pentru bărbați. Da. N-am făcut până acum niciodată daggering. Daggering-ul este o variantă mai pornografică, să zicem okay. așa. Se întâmplă multe lucruri. N-am um, făcut niciodată couple up, adică chestii de cuplu pe care poți să le faci în pereiche, um, dar cam atât. Da. Punem accentul pe partea de uh -huh. twerk, care nu este neapărat ceva jamaican sau din densul, s-a dezvoltat și ca o ramură aparte, um, dar foarte multe din tehnicile de twerk vin practic din dancehall. Uh -huh. L-am denumit oric, ca să fiu sinceră, fix pentru awareness, S -s tip, publicitate, știi? A. Toată lumea știe ce înseamnă a. torque. ok, venim să dăm din fund, dăm din fund, let's go! Dacă zic uh, dancehall, booty shaking and uh, booty techniques, no, te like, nu, nu like, ce asta? Ce? <laughs> da, 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 da. da. Uh, știu că chiar ne ziceai și la clase atunci când uh, venim uh, e important să înțelegem ce înseamnă cultura, să înțelegem ce dansăm acolo, că altfel suntem... Ana are mere. Da, 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 fix, fix, <laughs> Ana... Asta meu cel mai... Pentru că asta am la școală prima oară, știi? Da. Ana are mere, da. da. Este un fel de reproducere. Dacă eu zic acum să spui după mine Ana are mere și tu nu cunoști cine e Ana sau ce sunt merele, așa, e ca, așa este și la dancehall. Degeaba vrei să reproduci un pas dacă tu nu știi exact ce înseamnă pasul ăla sau... Ce înseamnă definiția wine-ului sau ce zice băiatul ăla pe muzică acolo în mm -hmm. spate? Dacă el vorbește despre killing și tu dai din fund, e total opusul și, și se it's legă. like looks da. weird, looks like mm -hmm. you don't know what you're doing, știi? Anyway, cam despre asta este <laughs> vorba când veniți la clasele de dans, o să vă învăț și patua. Patua este limba um, nu să zic maternă neapărat, e limba de de stradă. Un. Uh, care cum-ți ar? jargon, argou, ar fac. Ce l-am spus? Anyway, dă-la. Ăla, ăla. la <laughs> <Știi, laughs> ce ne referim, dar nu știu ce <laughs> e. Da. Limba de ghetto, limba de stradă, limba pe care toată lume lumea o știe, dar în școli se vorbește engleză engleză, Mm. Uh -huh. da. Ok. Și cum, uh, cum te-au ajutat? Ai zis că ai fost adunat doi ani în Jamaica? Cred că da, în cred că da. Cum uh, te-a ajutat toată călătoria acolo, tot, uh, toate clasele pe care le țineai acolo? și mm -hmm. Sau poate vibe-ul? De ce mergi atât de des? <laughs> de ce spune? -mi. Să fiu sinceră cu tine, uh, am fost într-o relație cu un jamaican Uh, și din iubire, dar cred că mai mult pentru viză, adică el să-și ia viza, am fost un bridge, știu, un punct de legătură, să zicem. Poate, poate că da, poate că nu. Eu cumva asta am simțit la un moment dat, mm -hmm. dar toată experiența pentru că el cumva m-a introdus în lumea respectivă, puteam și eu să o fac, clar, dar îmi era mult mai greu. Pentru că în momentul în care ajunge în jamaica fiind femeie albă, și nu prea ai neapărat foarte mulți prieteni Pe lângă tine de altă culoare Atunci e puțin mai greu să te integrezi Și este puțin mai greu să fii și safe da. Nu este imposibil Adică poți să călătorești Fără probleme, fără restricții Poți să fii în regulă Pentru că ei urmăresc să-și ridice Turismul, nu vor să te ia Să te înțelegi ca să da, Nu mai vină nimeni normal. Dar ca și dansatoare Îți trebuie Cineva care să te ia de mână și să zică Hai acolo, hai acolo, hai să mergem acolo Să știe unde te duce Să știe unde poți să mănânci Unde yeah. e safe să călătorești Și toate lucrurile astea um, Apoi, după ce ne-am despărțit Eu am continuat totuși să merg Pentru că deja am făcut în prieteni Deja am era simplu Inclusiv acum în ăsta m-am dus singură În călătorie singură și m-am trezit Hei bună, sunt în Jamaica cine e aici? <laughs> A fost prima oară când ai fost singură? da, da. A fost foarte ciudățel, dar totul s-a legat super bine Pentru că am avut un layover în New York de 12 ore Unde am stat cu prieteni din New York Și nu mă așteptam să vină să mă ia nimeni de la aeroport Și eram gen, am oh, prieteni <laughs> <laughs> și, și acolo când am ajuns, chiar am reușit să le fac pe toate Am avut și o ședință foto, am și filmat o grămadă de clipuri de dans Am și învățat o grămadă de lucruri Și e, e altceva când îți înfingi rădăcinile unde trebuie pentru că absorbi esența și cu esența aia poți să creezi lucruri, să fii mai creativ, să fii totuși comercial, dar autentic. Uh -huh. Adică asta încerc să, să păstrez un echilibru între astea două, pentru că dacă aș fi fost 100%, nu, ne nu vreau să zic underground, hai să zic, nici nu știu care e cuvântul potrivit, dar dacă nu aș fi fost comercială, să zicem așa, nu aș fi fost... Uh, Uh, să dansez și pe piese mai la modă. Da. Nu aș fi adunat un public atât de larg sau oameni atât de interesați de ceea ce fac eu, și cumva ar fi fade out, știi, ar fi murit toată, tot curentul ăsta. Dar m-a ajutat foarte mult și acum doi ani a început toată treaba cu Major Laser, cu uh -huh. a fost o explozie de dancehall intrase prin toți porii, nu mai suporta nimeni dancehall-ul după un an. <laughs> Eu eram yes infectați vă <laughs> știi? Adică în Major Laser erau uh, introduși pași, dens-ol. Uh, da, 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 și Cred că știi buma atunci, da. cu a, când s-a când a explodat bumaie, uh, a, a explodat și dancehall-ul în Europa, mai mult decât era înainte. Cred că prima, primul val a fost cu Shaggy și cu Sean Paul și pe urmă Major Laser a explodat treaba. Dar autentic autentic autenticul e de, cu mult înainte. Adică de la Vibes Cartel la Mavado, like, sunt mulți care au dus steagul, știi? Numai că asta se întâmplă când ești comercial și devii, you know, famous. Toată lumea, Oh, ce chestia asta, sună da. bine, dar chestia există de mult timp acolo, știi, tu de-abia o auzi și nu auzi Autentic o auzi, fără, știi, firimituri din autentic și ăla te face, de fapt, să vibrezi. Da. Și pentru mine, de asta mă. adică, de asta mă întorc în Jamaica, știi, pentru să nu-mi aud firimiturile, să mă duc să iau plăcintă toată. <laughs> da. Și să te menții cumva conectată la ambele lumi. Adică, da, da. să aduci de acolo uh, ce trebuie și să combini în așa fel încât să devii din ce, ce mai cunoscut aici. Exact acolo, mm -hmm. ai nimerit-o ce adică nu știu câte lume face chestia asta, adică ca și profesor de dan și poate ca profesionist în general, e, e bine să te duci acolo la mother, mm -hmm, mm -hmm. de da. aici unde e totuși, scump. Totul. e totuși scump, probabil de asta. Știu sigur mulți oameni care își doresc să ajungă, dar Deocamdată nu se poate din cauza finanțelor. Mm -hmm. Anyway, de mică am încercat să fiu așa mai antreprenor uh, spirit, ca să pot să îmi îndeplinesc visurile și să pot să lupt pentru ceea ce vreau, și clar, îți trebuiesc finanțe, n-ai cum să. Și sunt norocoasă că nu am vicii, întotdeauna mi-am pus bani deoparte, că It's like dancing is my only drug, <laughs> știi? Dar când trebuie să ies din ceva care nu-ți place, dansezi sau. Înțelegi despre ce vorbesc, și mi-am pus bani deoparte de fiecare dată când am avut ocazia. Așa uh -huh. s-a și. Uh, a, așa a luat naștere uh -huh. din sprestigi până la urmă. Din bani pui deoparte. De, de okay. la multe joburi. <laughs> și asta ai zis că de când erai mică. Ce uh -huh. se întâmpla când erai mică? <laughs> când eram mică, adică pe la 16 ani, începusem să dansez cu Alex Vela și de atunci am început toată. Uh, tot bulgările s a dezăpadă de multe con concerte adunate și foarte multe videoclipuri, coregrafii pe care le-am făcut, uh, uh -huh. predat în străinătate, predat aici, bani care nu aveau unde să se ducă decât în uh, trust fund, fund știi, clip like, până ai deoparte, că aveam amitate grijă de tine, mânca acasă, stăteai acasă, nu plăteai chirie și cumva lucrul ăsta m-a ajutat ca să pot să sprijin înființarea școlii de dans, că altfel mm -hmm. nu aveam cum. Ok, da. dar există așa predată în afară, adică super lejer, <laughs> parcă oricine poate să facă asta. Bă, adevărul e că oricine poate să facă asta, dar, dar you really have to go for it. Trebuie să te dedici 100%. Eu am fost atât de dedicată și atât de bă, vreau asta, asta trebuie să fiu, asta vreau să fac mm -hmm. și s-a îndeplinit, adică nu sunt sigură, nu pot să zic cu certitudine, dar cred că am fost prima care a predat la o tabără internațională cu mulți oameni. Adică îmi amintesc și acum, în primul an când am fost invitată să predau în Italia, cred că erau like 30 de oameni, era tristuță treaba, dar eu eram atât de fericită că, <laughs> că predau record. în afară, puteam să predau și un pas, era eu unde îndeplinit visul și eram în, în line-up cu foarte, foarte mulți oameni, like Salah, foarte mulți oameni pe care eu îi admiram. Și al doilea an, Uh, la același chem, nu că era acum mai mare, uh, mi-am că a venit să mă ia cu întârziere din aeroport și am ajuns acolo unde trebuia să predau uh, cu 15 minute după ce începuse clestul și toți oamenii erau pe jos mă așteptam să fie iar 30 de oameni știi, nu știam ce se întâmplă când am intrat în cortul ăla s-au ridicat toți, erau 300 de oameni și erau uh! Și-a de unde mă știi oamenii ăștia Eram atât de mândră de mine știi? Și încercam să-mi stăpânesc emoțiile Ca să pot să predau Și a fost gen Mi s-au topit genunchii Când am urcat pe scenă și mă uitam la ei Așa zic, de unde ați venit? De unde mă știți? Și același, același sentiment de mândrie L-am avut și când Uh, am mers în America și un prieten m-a invitat în New York și am zis, băi, hai să, să facem un workshop, dacă toți suntem aici. A fost full house și două zile cât am stat în New York, am avut privat aproape din oră în oră. Adică oamenii scriau pe Instagram, hey, can I take a private? Și eram gen, aveți toți dansatori șmecheri aici, de ce vreți să-l luați private cu mine, cu fata asta din România? Și din... De, de ce? Adică de ce crezi că... Păi, uși, era... Îi fi și o bună, nu? <laughs> știi și -o să predau ceva drăguț? Nu. Asta e like. clar, adică evident. Dar de ce erai tu mirată? De ce vreți cu mine? Da, <laughs> pentru că n-am știut că am un public în New York, știi? Mm -hmm. Nu știam că sunt oameni care mă cunosc. Inclusiv când am făcut turneul, a fost o fată care m-a contactat și mi-a zis, hei, am văzut că vii în America, uh, hai să facem un turneu. Și am făcut San Francisco, uh, Oakland, cred, nu mai știu, nu mai țin minte exact. Sacramento și pe urmă a să zbor în New York unde am ținut private și uh, workshop-ul cu băiatul, cu Biga îl cheamă, din LAS. Um, și inclusiv în turneul ăsta pe care l-am făcut cu ea, au fost oameni care au venit și chiar m-a surprins pentru că, băi, organizezi un turneu cu o fată care nu e cea mai faimoasă din lume, adică nu sunt uh, dansatoare la Beyonce sau ceva. Ok, am, coregrafi am coregrafiat și eu și am dansat lângă niște, art niște artiști drăguți, dar nu sunt chiar la nivelul ăla. Iar faptul că oamenii chiar au venit și chiar am putut să dansez și să predau unui public destul de larg, uh -huh. mi-a ridicat așa, mai self-esteem. Eram gen, oh, ce drăguț! Și ce? Pat on your back. Da. Te îmbrățișezi singură în și zici, mulțumesc! Și cumva știi că ești pe drumul tău și da, you're da. doing uh, very well. Da. Uite, chestiile astea nu prea le vorbesc cu nimeni, că nu prea... Nici eu nu-mi nu sărbătoresc succesele. Se, da, atât de, de mult. Deși ar trebui. Ar trebui să facem asta mai des cu toții. Da. da, da ar trebui. La da. un podcast eventual da. în cazul ăsta. Da, cu tort, da, și yeah! da, Super, super nice. Și când s-a întâmplat turneul ăsta? Uh, fix înainte de pandemie, dacă nu mă știu. Okay. Cred că în... Uh, hmm... Da, cred că m-am întors din Jamaica și pe m-am dus direct în New York. Mm -hmm. Ceva de genul ăsta. Pe undeva prin, oricum, noiembrie, decembrie, pe acolo, cred că cu un an înainte de pandemie. Okay. Trebuie să mă uit pe Instagram să okay. okay. <laughs> mai știu. Anul ăsta de pandemie a trecut așa, nici nu știu, au trecut doi, a trecut unul, n-a trecut niciunul. Ce Sensi? lună, ai, ce zi azi? Da, da, e ceva. În creierul meu încă nu înțelege și corpul nu înțelege ce se întâmplă. Da. Da. Uh, pra și practic când uh, Deci tu ai ajuns cu alte cuvinte Să ai turneu în America <laughs> de dans, Da, la kind care of, ceva de genul Veneau oamenii și te căutau Când poate cineva Dintre cei care ne ascultă Au același vis Să ajungă, să predea în afară Să fie mm -hmm. acolo cu the best of the best Care crezi că ar trebui Să fie pașii sau pe ce să se focuseze Când Mm. au acest vis. Nu pot să-ți dau rețeta cap-coadă, pot să ce zic ce am, am făcut eu. tine, exact. Da. Ce am um, tine. Pe lângă faptul că a fost o evoluție constantă și mi-am dorit întotdeauna să pot să îmbunătățesc lucruri la mine sau să văd care este potențialul meu și să accept feedback și pozitiv și negativ. Foarte, foarte important uh -huh. să întrebi oamenii, inclusiv pe voi vă mai întrepe pe grupuri. Hei, ce ați vrea să predau? Predau bine, nu? Predau bine... Explic bine, nu explic bine, ce-ți vrea să învățați? Anyway, lucruri pe care uh, trebuie să le știm ca tineri, pentru că altfel și ca dansatori inclusiv. Adică să participi la concursuri, să te duci să întrebi juriul, ce-am făcut greșit, ce pot să îmbunătățesc. Întotdeauna să, să cauți, să vezi uh, cum te privesc cu oameni din afară, dar să nu iei ca pe o palmă peste față dacă vine negativ. Să te uiți la tine și să-ți spui, hmm, are dreptate, hmm. N-are dreptate da. să mai ai încă o dată conversația asta cu tine și să nu e totul așa, știi? Ca dacă a pus pe masă, da, are dreptate că e mai bun ca mine. Niciodată nu e așa. Trebuie să te uiți tu la tine, să fie totul cu cărțile pe față, cum se zice, și să fii sincer. Uh, pe lângă chestia asta, am fost întotdeauna. Uh, am vrut să ajut. Am vrut să ajut oamenii din afară să vină să împartă cu noi lucrurile pe care ei le consideră autentice, pe care ei le consideră bune pentru evoluția noastră și cred că așa s-au legat lucrurile. Adică eu am avut prima oară un turneu de danse-ul cu Sir Legend, este dansatorul a fost, dansatorul lui închemenez într-un am în mai multe clipuri, a apărut și la Ariana în clipuri și l-am adus în România, l-am cunoscut în Franța la o conferință de danse-ul și ragagem, era organizată de Lor Corlemon prin ea cumva am descoperit dancehall deși într-o formă alterată, că nu era densul, densul, ea îl numește Raga Gem. Ok. Și l-am întâlnit pe băiatul ăsta, mi-a plăcut foarte mult cum, cum, a predat, că a avut răbdare, știa să vorbească și să, trebuie să vin în România, trebuie să le arăți oamenilor ce știi. Și l-am luat și, și acum mi-aduc aminte că a fost cel mai obositor Lucru, Ever, am condus zi și noapte și predam alături de el, și iar conduceam și iar predam și iar în toată România. Și am făcut treaba asta, cred că o lună de zile. Uh, și el fiind din New York. O lună de zile cu, cu ce frecvență? Uh, predam cumva pe la sfârșitul săptămânii, okay, vineri, okay. sâmbătă, duminică, ne plimbam prin orașe. Uh -huh. Și el fiind din New York, probabil când s-a dus acasă, cumva cred că a vorbit despre mine, înțelegi, și oamenii cumva m-au căutat mai departe. Și așa cumva se leagă. Adică da. vrei să dai înapoi, chestia asta te ajută. Vrei să susții o persoană, chestia asta te ajută. Și întotdeauna să o faci nu în ideea că, bă, te ajută, în ideea că chiar vreau să, să te iau și să te ajut, dar nu vreau nimic înapoi. Face sens? Da. A explic cum trebuie? Da, 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 da. Adică tu cumva din iubirea pentru dancehall și să... Se afle cât mai mult de acest curent, ai vrut să aduci cei mai buni. Da, <laughs> adică. Da. Și deci... prin asta ți-a venit și ție înapoi. Cumva, cred că așa s-au legat lucrurile. Uh -huh. Plus că întotdeauna am fost sub lupă și am vrut să demonstrez că de fapt nu știu dacă am vrut neapărat să demonstrez. În fine, sunt tauri, sunt foarte like. Vreau să știi ce vreau să știi, vreau să știi? Like, nu, Până nu se arăt de fapt cu stă treaba Nu mă opresc Ai uh, fi să la clasă. Da, da, da. Și foarte mulți oameni când m-am apucat de dans Și aveau dreptate într-un fel Erau la modul Fata asta nu știe să danseze gen, Eu nu știu să dansez uh, E prea comercială N-are nicio treabă cu ce face Vorbește numai prostii În fine, foarte mult hate towards Asta me. a fost la început? Da, 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 când, am, când am început să predau Uh, și m-am atacat, m-am atacat foarte rău, deși cumva aveau dreptate, pentru că eu am început să predau fără cunoștință de cauză. Dar nici nu aveam de unde să știu Și nici nu m-a luat nimeni sub aripă să-mi zică mai fată, predai prost, hai să-ți arăt Sau hai să-ți zic ce predai prost A fost întotdeauna aruncăm cu pietre Hai, hai și tu încă una, hai și tu Și a fost un telefon de ăsta fără fir de Simona e praf Um, și am încercat cumva să le demonstrez contrariu, adică să le arăt de fapt cine sunt și care sunt intențiile mele Pentru că intențiile mele au fost întotdeauna bune, dar metoda prin care făceam ce făceam nu era cea mai strălușită uh -huh. Nu știam mai mult, atâta știam la momentul respectiv, oricum am avut sesiuni de terapie prin care a trebuit să miert -mi toate rahaturile pe care le făceam Pentru că... Asta credeam și când crezi ceva cu tărie Tu împarți asta mai departe da. Dar pe urmă, când descoperi the real shit You're like Și da. rupe lumea Pe care ți-ai construit-o în exact. două Și-ți vin așa ca un Ok, Simona, ne-au curățat Tot rahatul pe care l-ai lăsat în spate Și hai să vedem cum putem Să facem lumea mai bună Și cumva asta, asta am încercat să fac da. Oricum, dacă te uiți la clipuri cu mine De prin 2015 Te închini cu trei mâini și un picior da? Adică acum ce ani. Da. Și acum cât timp ai început să predai? Cam pe atunci. Da? Da. cumva, nu știu, mi se pare rapid adică... Exact, da, a fost foarte rapidă tranziția Mi-am dorit foarte mult Am și chestia asta când, iubesc ceva, vreau să dau mai departe Vreau și tu să știi, și tu să știi Și tu să știi ce am, ce -am descoperit nou Mi-am găsit niște pantaloni drăguți Vreau să știi de unde mi-am luat Și toate chestiile astea Vreau să le împart către cei pe care i-am lângă mine Și inclusiv cu dansul s-a întâmplat la fel mm -hmm. Am început să descoperă Aga gemul Și mi-a plăcut atât de tare muzica Și am vrut să, pentru că nu exista la noi în țară Existau alții înainte care făceau Willy Bounce și chestiile astea Pe care le vezi oarecum la Sean Paul Și câțiva, 3 patru păsuleți Pași <laughs> pe care ei cunoșteau Dar eu văzusem altceva Și eu vreau acel ceva și cumva i-am dat pe la o parte, erau 2-3, voi nu știți despre ce e vorba, știu eu. O știi? Și am început să predau eu chestiile mele, deși nu a fost bine. Trebuia să mă alătur gangului de atunci, deși nu mă regăseam neapărat, dar trebuia să ascult ce au ei de zis și să iau mesajul ăla și să încerc să mai aprofundez cultura și pe urmă să predau. Mm -hmm. Inclusiv asta ar trebui să întâmple acum, pentru că mulți își iau avânt așa dintr-o dată, ok, am luat un an de cursuri. Ca sunt teacher. nu poți Dar să faci ce, asta. ce trebuie să faci mai exact ca să devii teacher, instructor de dans? Să fii cât mai autentic posibil, adică să știi ceea ce faci. Să poți să porți o conversație cu mine, de exemplu, și să nu te bâlbi când te întreb ce înseamnă hip de unde vine hip ce influențe are, ce influențe are de ul ce... Uh, poți să fii un pedagog bun sau nu poți să fii, știi ce înseamnă aia o încălzire, știi ce înseamnă dacă cineva îți vine, îți vine și -ți, nu știu, își rupe piciorul în sală, ce faci? Uh, sunt multe lucruri pe care trebuie să le ai în vedere când îți asumi responsabilitatea să fii un teacher. Adică tu te joci cu personalitățile oamenilor, te joci cu corpurile lor, e... Nu poți să crezi că poți să să-ți responsabilitatea asta dacă nu ai eu știu, 4-5 ani de uh, mentorat cumva, adică să fie cineva lângă tine care să-ți fie un fel de mentor, să te ia de mânuță, să te ghideze, dar să știe și când să-ți dea. Uh -huh. Zboară puiule, zboară. Da, dar ai, ai nevoie de ceva cursuri specializate sau poți pur și simplu tu să fii un super dansator să ai un mentor foarte bun și după l-am dat zici ok, vreau să predau sau... Da. varianta a doua. Pentru okay. că în treaba asta urbană, bine, deși acum s-a considerat că urban e cumva un termen pe care nu ar trebui să-l acceptăm, în street dance, în cultura de stradă, nu poți să ai o diplomă, nu poți să ai un curs acreditat, nu există, nu există o federație, cum există la Federația Națională de dan sportiv, de whatever. Există pur și simplu Street Cred, adică your Street Cred e acumulat de workshop-urile pe care le iei, de concursurile pe care le câștigi, de experiența pe care o ai, mm -hmm. în spatele cărui artist ai dansat, pentru cine ai coregrafiat, ok, ce loc unul ai luat pe undeva. Da. Cam așa. Și tu pentru ce artiști ai coregrafiat? La cine ai ajuns locul <laughs> întâi? <laughs> Mai să fiu sinceră, de-abia acum 2 ani am câștigat eu locul întâi undeva. Adică am luat în același an două locuri întâi, unul în, unu în Roma și unul în Portugalia. Iar locul întâi din Portugalia a fost atât de... a fost complicat de obținut pentru că ultima probă, nu a fost despre dans, a fost despre cultură generală din dans. Adică eram trei în finală, toți trei a trebuit să ne punem pe jos cu foile mână, aveam întrebări, trebuia să completăm și am fost pe locul unu pentru că am răspuns la toate corect. Că toți au răspuns la uh, toate întrebările, mai puțin una. Și eu okay. l-am nimerit pe toate corect și eram ia, câștigat! Iar la celălalt concurs pe care l-am câștigat în Roma l-am câștigat pentru că aveam copiii mei cu mine, adică trupa de copii care se cheamă Cult Vibe. Pentru că finala a fost dată cu un francez înalt care dădea salturi, era plin de mușchi, era gen, mă ia băiatul ăsta, n-am nicio treabă, am plecat, v-am pupat. Și la treia rundă, că finala a avut trei runde, că a dat egal de două ori, au dat egal jurații, m-am întors către copii și am zis, eu am terminat, eram praf, adică era și trei noapte, imaginează vă concursul a durat de la 8 până la 3 dimineața. A fost gravă și eu la 12 îmi dau shutdown. Sunt bătrână de la modul ăla, iubesc somnul. Și m-am întors către ei și au început să pe nu, haide, 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 și erau acolo cu mine. Și a fost atât de emoționant că m-am întors, zmba, picioarele, eu te-am rupt. <laughs> și, și fix în momentul ăla, nu știu, mi-au... Știi, m-au aprins ei, de fapt, cred că mi-au transferat din energie ceva, nu știu ce s-a întâmplat. Și, da, am luat locul 1. Și eu Într-un yes. an, două locuri în da, Da, de blestem. Eu am zis întotdeauna că sunt blestemată la toate concursurile la care mergeam. Treceam de audiții la toate și era greu să treci de audiții oricum. Și în primul battle pe care îl dădeam, aveam norocul să cad cu finalistul. Adică ăla care câștiga concursul. Eu de fiecare dată asta pățeam. Și de multe ori, în primul battle, tu de-abia te încălzești. Adică, let's go, să-ți da. intri în vibe. Și nu aveam nici timp să-mi intru în vibe. Eram gen... Ok. Te zmaririț, știi? <laughs> Și când s-a întâmplat chestia asta de am câștigat, am zis, Doamne, îți mulțumesc, ai rupt blestemele. Sunt ok, let's go. Iar de artiști, eu cred că deja ai ști, nu? Adică... Aproape toți din România, nu că m-aș lăuda sau ceva, adică toți ăștia cunoscuți pe care îi îndrăgește toată lumea, Uh, și Precum? Din afară, uh, oi, stai. Stai așa. În numere și eu zic da sau nu. <laughs> <laughs> și eu zic da, nu, da, nu. Așa cu care ți-a plăcut poate cel mai mult, ce, ce, ce ți-a rămas în minte sau ceva special unde te-ai desfășurat îmi place să tu. Îmi cu Delia. Ok. Îmi mult, îmi place mult de tot de ea. Și da, are vibe. Da, are da super suntem, vibe. Bine, ea nu știe, dar eu știu. Suntem cumva fix pe același vibe. -ul. De multe ori mă uit la storile ei și sunt păi și mie mi îmi place același lucru. <laughs> că, like, ok. Și sunt, nu știu, vibrăm cumva cam spre același... Da. Ne plac aceleași lucruri. În fine, ca și muzică, ca și pe unde călătorim ca și haine, ca și mm -hmm. chestiile extravagante, chestiile bine, nu care arăta. În sinea mea probabil am modelia, dar încă nu suficient. mi-e, mi-e e frică să o exteriorizez, <laughs> țin mai like. Uh, mi-e frică, știi, să nu devin penibilul de care ziceam înainte, okay. știi, să încerc da. lucruri și cum eram la 12 ani, nu mi iar ciocate exact negre. <laughs> Acum aș fi trendsetter, mamă, ciocatele alea negre. Nu uh, <laughs> <meu> și <eu. laughs> da. Uh, îmi place să-mi foarte mult cu ea Deși am făcut doar un clip împreună, nu am n-am avut norocul să experimentez mai mult. Cu cine? Hmm. E foarte greu acum să mă duc în trecut să -mi... Am văzut ceva de J Balvin. Da, da, cu el am dansat cu Xonia. Au avut împreună o colaborare și am făcut un clip împreună aici. Cu Pitbull, la fel, a avut o colaborare hmm. cu cineva din România și am făcut clip aici. Cu Chris Cab, a avut colaborare cu Irina Rimes, am făcut clip împreună și coregrafie, am și coregrafiat uh, respectiva bucată. Uh, și la Pitbull am coregrafiat. La Nayanda de la Brick and Lace, uh, dacă știi piesa cu Love is Wicked, a fost da. uh, ruptă acum ceva timp <laughs> și încă, încă este pe val, încă cântă. Um, Admiral c for c nu este neapărat internațional, dar este din Cipru și locuiește în România. Cu el am avut cumva. Um, mi-a plăcut că am putut să dansez în România pe muzică care îmi place. Pentru că de multe ori dansez în concerte, chestii de... Hey, Ce merge. Yay, yes, da. chestii, știi? Dar el fiind mulat, bine, de culoare, nu crei, e mai mult decât mulatul în fine, este de culoare, cântă de sol și cântă treaba asta spre care eu mă duc. Și îmi plăcea foarte mult să intru în concerte cu el, chiar dacă nu erau banii pe care eu îi voiam, eram... Eu și. Uh, în fine, nu vreau să intru în detalii de genul. Da. Ăștia da. sunt. Ăștia <asia> <śles> sunt artiștii. Deloc nume mari. Adică. Păi, <sus> aș vrea să. Wow! Mi-am dorit de mică să dansez cu Beyoncé, dar cine? Pare rău, nu. Sunt, deși... La cum te văd eu pe tine o să se întâmple, adică trebuie doar să se dea drumul la concerte și se Simona e pe ele. cumva am renunțat la visul ăsta, nu mai îmi doresc atât de tare. Probabil dacă îmi doream la fel de tare ca acum 10 ani, da. Ok. Nu știu, a rămas în background, probabil nu mai nu mă mai atrage atât de tare, dar știu că noua generație, cea care vine din spate pe care o antrenăm acum cu toții și de la Dens Prestige, nu vreau să zic doar eu, o să ajungă, sigur, pe scene internaționale, la modul Beyonce, Ariana Grande, Nicki Minaj, uh -huh. nu știu, o să, o să vezi, o să fie. Da, clar, adică da. acolo, înțeleg, e o energie specială. Uh -huh. <laughs> și eu chiar venind din galați, mulți care mă mai urmăresc așa și văd, își doresc să vină la București, să vină la Dans Prestige și eu inclusiv îmi doream când eram mică și în Gala, să vină în București, să vină la Dans Prestige. Adică ii, ii. cred că ai creat așa un, un trend și o dorință din asta foarte mare să, că e cea mai bună sală. Adică, mă bucur să aud cred asta. Că asta. e. A, ce da. <laughs> mă bucur, chiar îmi doresc asta. Îmi doresc să devină puțin... Puțin mai autentică, știu că tot repet cuvântul ăsta, dar mi-aș dori să pot să le vorbesc cursanților de cultură și să nu se plictisească. Pentru că mulți instructori nu mai fac asta, că au văzut că în momentul în care încep să deschidă gura și să le explice oamenilor de baze, de. în fine, cursanții încep să plece, știi, sunt la modul, ha, iar, iar vorbești ăsta. Mie tocmai partea aia mi se pare extraordinară. Adică, când cel puțin și mai ales după ce ai venit din Jamaica acum. Uh, simt că și mai mult vrei să ne dai din uh, starea asta ben. și să înțelegem mai mult, să mergem mai deep și când faci lucruri ăsta, Stați puțin pe jos! <laughs> da, da, da! Let's take Hai să luăm Stați, <laughs> exact. stai să vorbim! Da, e important! Pentru mine chiar e important pentru că doar să vă dau ceva uh, pași pe care îi folosiți, poate, când ajungeți acasă, parcă nu-ți rămâne nimic în inimat de mult, știi? Dar o informație sau ceva care face click cu tine, care te aprinde poate să-ți dea focul ăla de care ai nevoie să mergi mai departe cu dansul. Exact. Pentru că na, mișcarea în sine, da, te ajută, clar, are foarte multe beneficii, dar pasiunea pe care o dai când vorbești cu cineva și care se simte când, știi, când stăm așa și vorbim despre lucrurile astea, aia de fapt îți hrănește pasiunile tale, știi? Exact, exact, da. da. Da, cel mai mult mi-a plăcut uh, când ai vorbit cumva de unde a provenit uh, dancehall adică okay. cum s-a născut și poate vrei să spui uh, și acum, că mi se pare o poveste super interesantă, așa, să înțelegi de unde Da, are. foarte multă lume nu știe și cumva suntem, și eu sunt ignorantă spre problemele lumii și câteodată chiar îmi doresc să fiu ignorantă, sunt așa multe că încep să mă închid, încep să, mă afectează foarte mult, dar în fine, uh, treaba asta cu, cu jamaica ca să înțelegem cultura, trebuie să înțelegem cine sunt ei de fapt, de unde au ajuns pe insula aia și trebuie să ne amintim că a fost o insulă cucerită de englezi, adică foarte mult timp au stat sub... au, au fost clavi, au muncit pe uh, pământuri fără să fie uh, lăsați să se bucure de cultura lor, de muzica lor, de hainele lor, de... Uh, Pur și simplu să interacționăm, băiat, bărbat, femeie, nu aveam voie să ne apropiem, adică sunt foarte bine, nu aveam voie, înțelegeți, nu aveau voie. Da. Uh, și multe lucruri au provenit din munca asta de câmp pentru că ei se mișcau în timp ce lucrau, pentru că nu aveau voie în alte medii și au trebuit să-și construiască uh, petreceri pe ascuns când se mai putea, uh, toate lucrurile de genul ăsta care. Mie mi se pare atât de sad să. Imaginează-ți tu acum, să Să stau eu cu ochii pe tine, și tu, dacă te miști puțin, să dau cu biciu peste tine. Adică, wow, cât de. Cum te simți? Cum Ce-i face? Da, exact. Și nu poți să fugi, nu poți să mori, nu știu, nu poți. Adică chiar îți dori să mor la un moment dat, și câteodată nici aia nu e permis. it's like, what the fuck? Se e da. sad. Și toată ura asta pe care ei, ei au strâns-o sub uh, conducerea englezilor s-a transformat în cultura lor. Pentru că mai târziu a apărut densul ăsta mai puternic care trebuia să fie... Uh, avea tentă politică. avea uh -huh. uh, Ne răzbunăm cumva prin cuvinte către autoritate și uh, apar... Batman, știi? Apare, da. apare mersul de Batman, apare stilul, apare uh, asta zi... Uh, lalalala, uh, cum îi zice, mă? Pantalonii Pantaloni se ridicau, știi? Okay. Se ridicau aici sus și își purtau cuțitele cumva prin spate să nu se vadă sau la pantaloni, la șosete jos. Era fix din... Adică inclusiv acum se poartă războaie între ganguri, deși dacă ești doar turist, nu prea știi că nu intri cumva în Știi povestea lor. Dar toate lucrurile astea au contat și încă contează, încă se simt în insulă, încă se simte tensiunea aia. Nu ești, da. inclusiv eu, dacă, nu știu, cred că acum 2 sau 3 ani, când am fost la o petrecere și eram cu, cu prieteni de culoare, nu m-au lăsat să intru. Și era o fată la, la intrare, căreia trebuia să-i plătim intrarea. Și s-a uitat la mine și a zis, tu nu intri. Și am rămas, că like, de Creabă. ce? Da, da. De, de, de ce nu intru? Ce am? Că și-a început discuția despre că ai venit să ne furi bărbații, că nu va ajunge ce aveți voi acasă, câți bani faceți voi, ați venit. Ah. Știi? Toate chestiile astea. Și n-ai ce să zici. Adică da. n-ai voie să zici nimic. Ai gata, trebuie să, să zici ceva. Da, da, da. O las să vorbească și n-ai trebuie să îi simți cumva durerea că până la urmă are dreptate în da. deși n-ar trebui să fie răutate asta către da, înțeleg ce zic dar trebuie să o lași, să o înțelegi sunt, e, sunt multe, multe lucruri în spate pe care tu ca persoană albă, dacă te duci într-o cultură care nu îți aparține trebuie să ai responsabilitatea să fii cum trebuie adică să dai respectul cuvenit să dai înapoi ceea ce trebuie Să sprijin cultura și să o faci Nu o să poți Că e și presiunea asta de Am I doing it right? Niciodată nu poți să o faci like sută right E un proces, trebuie să-l înveți Să dai cu capul de pereți, mai zici un da. lucru Care nu trebuie să-l zici <laughs> da. Și eu am fost uh, în Africa În Cape Town uh, okay. În 2019 și Cumva am, am simțit Vibe-ul foarte primitor și cumva acolo eram, îi simțeam pe africani în momentul că aveam cumva același suflet. Uh -huh. Dar, și cum ziceai și tu de energia aia pe care uh -huh. Uh -huh. o simți. Da, <laughs> da. Dar în același timp, dar și pe partea asta, eram cumva uh, ok cu toată lumea să se înțeleagă că nu e nicio problemă uh -huh. Uh -huh. <laughs> și până nu vorbești, nu și până nu greșești, nu înveți. Exact, da. Nici nu poți să fii happy, happy, joy, joy, că și asta se ia ca o chestie de what's wrong with this girl, știi? De ce e așa, ha-ha-ha, cu toată lumea, Nici așa nu poți să fii, nici resting beach face nu poți să ai la modul, știi, că atunci e și mai gravă, trebuie să știi să o jonglezi și și. like Keep it funny, but keep it normal. Da, da. Dar pornisem de la de unde provine de solul. Da, 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 da. am dus în altele. Da. Da. Nu știu că și de, de la mișcări, așa. Ce, ce vrei să zici? Nu mă știu dacă v-am zis și altceva. la. În fine, whining ca și că vine din dancehall, whatever, are o poveste mult mai trăguță și mult mai spirituală, așa. Um, pentru că se spune că a apărut în Congo, de fapt, whining și foarte mulți africani au fost deportați sau mutați în insulă, în Jamaica. Uh, și nu știu neapărat dacă este un, uh, o teorie creată, dar, în fine, ea sună cam așa, zice că mișcarea circulară pe care o faci cu Talia imită, de fapt, uh, mișcarea planetelor în jurul Soarelui sau este un fel de mm. energie creatoare și trebuie păstrată cumva într-un echilibru constant și flow respectiv pe care noi îl facem la sală și vă învăț și whatever, trebuie cumva simțit și... Uh, Practic dai viață din locul ăla, din pânte cu... Care... atât de nu, mult Nu, nu. Da, și e, e ceea ce te mișcă, e ceea ce dă viață multor lucruri, inclusiv ție. Da. Adică tu în momentul în care faci, te umple, te aprinde... Și faptul că îți miști talia constant te ajută și pe tine ca femeie, cum ziceai, da, da. Uh, cum ziceai la început. Uh -huh. am, am, au fost o grămadă de femei care și-au tratat probleme hormonale cu chestia asta și nici măcar nu știau. Which is like, ai că dansul chiar vindecă fără ca să știi. Pentru că tu în momentul în care faci whining-ul ăsta corect, tu oricum faci un masaj organelor interne, adică tot ce înseamnă ovar polichistic, tot ce înseamnă de de menstruație, toate chestiile astea se rezolvă cât câteodată, nu pot să zic de fiecare dată, dar se rezolvă dacă ai și un stil de viață sănătos și doar mișcarea ți trebuie sau doar energia aia ți mai trebuia, ești la modul, bă, what the fuck, știi? Gen, wow, mă simt bine, de ce mă simt bine? Și îți vine fix pofta asta de viață. Energia asta feminină se echilibrează cu energia ta masculină, că suntem permanent într-un masculin pe care vrem să-l... Hai să fac aia, hai să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac bani, trebuie să mișc, trebuie să merg. Trebuie. Înțelegi? Și cumva femininul tău se retrage din ce în ce mai mult acolo și așteaptă să fie susținut de masculin. Dar... În momentul în care vii la cles și începi să-ți miști alia, iese femininul ăla de acolo din locușor și zice Hei, sunt aici, uite-mă, de fapt eu îți dau creativitatea aia ca să poți să faci lucrurile așa cum îți dorești Și vine pofta de viață și vine Hei, azi mă trezesc cu chef și nu știu de ce mă trezesc cu chef A, ah, stai că am fost la curs la Simona, a, ah, face sens <laughs> <laughs> Știi? Și se aprind beculețe așa, mă mai duc, hei ah. Da, wow, dar să înseamnă vindecare, îmi place asta Da, da, chiar înseamnă, da te schimbă, te transformă, te vindecă din multe, multe puncte de vedere. Și cumva trebuie să o faci uh, intenționat, adică mm. să mergi cu o intenție la dans, să zici vreau să mă vindec sau vreau no. să am mai multă încredere în mine sau să ai mm. cumva un, un anumit obiectiv ca să poți să reușești în sensul ăsta sau just go mm. with the flow și atât. Din punctul meu de vedere, sometimes just go with the flow, sometimes du-te cu o intenție. Adică trebuie să o echilibrezi într-un fel, dar sunt multe femei care nu vin, adică vin doar cu ideea, vreau să mă simt bine, and that's enough. Pentru că dansul își face treaba. Dacă tu vii cu mintea deschisă și cu ideea că, Bă, vreau să mă simt bine și nu ești în colțulețul tă, în, știi, acolo, gen, nu, se uită fete, la tu la mine, știi, și nu ești așa închisă, atunci se duce toată treaba și dansul își face treaba. Da, adică tot ce trebuie să faci e să fii deschis și atât. Mm -hmm. Deschis da. să primești. Deschis să primești și uh -huh. să iubești. Am, am ascultat asta undeva. Uh -huh. Iubesc, uh -huh. primesc, mulțumesc. <laughs> exact. Da, mi-a plăcut. Uh, îmi place că tu cumva integrizi foarte mult chestia asta la, la cursuri, și mai ales la ultimul în care ne-ai pus să uh, dăm afară copilul interior. <laughs> uh -huh. Da, am văzut. Mi-a deci... venit ideea asta la, la un curs dinainte. Pentru că le tot zic oamenilor, femeilor în general, bă, fiți weird, fiți nebune, fiți țipați, vorbiți cu mine. Și toată lumea se uită așa cu frică la mine, știi, și le e puțin rușine. E și chestia asta de social media, a, o văd pe Simona într-un fel, a, e prea nu știu cum, e prea nu știu cum, e gen, parcă le e rușine să vină să vorbească cu mine de la unul la unul. Și chiar aveați nevoie și chiar multe femei au nevoie să fie copii tembeli, pur și simplu. Bă, stinge lumina, dă-ți o muzică tare dacă nu vrei să fie foarte... Na, să te auzi tu în toate... Acolo... Și go with the flow, aruncă-te pe jos, dă din picioare, dă din mâini, dă cu capul, lasă-ți ăsta din tine, e foarte multă energie rămasă în corpul nostru stagnantă pe care trebuie să o dai afară cumva și tu dacă nu știu, nu transpiri zilnic, nu alergi zilnic, nu faci jumping jacks, nu sari în principiu, energia asta rămâne blocată în corp și se creează foarte multe dereglări. Uh -huh. Și inclusiv ideea de hai să fim nebuni, nu mai știm, adică nu știm cum se face asta. Suntem atât de focusați pe cine se uită la mine, a, am îmbrăcat bine, a, a, sunt machiată frumos, știi? A, ce suntem la dansez bine, nu dansez bine? A, toate lucrurile astea se adună și nu-ți dau voie să fii liber și cumva singur ne băgăm în sclavie din nou, pentru că e, na, ne, societatea de astăzi cumva pe acolo te duce, cumva mai pe după gard să nu simți, da. dar tot pe acolo. Și am nevoie, am nevoie de energia asta în sală, să simt oamenii că vor să fie liberi și că pot să fie liberi. Și dacă eu mă prostez și fac ca toate animalele, <laughs> vreau să fie și, știi, și cursanții, bă, faci ca toate animalele. Da. Că e permis. Adică e un safe place pe care îl onorăm prin weirdness-ul nostru. Da, chiar a fost uh, terapeutic, să zic așa, momentul ăla. Adică ziua aia pe care o să simți că a fost atât de plină și eram abia aștept să ajung la dansuri și când ai făcut lucrul ăla, eram doamne, nu puteam să vină într-un moment mai bun. Adică Stare. efectiv să scoți din tine tot ce ai mm -hmm. și tot ce ai adunat. Nu în bucur. parcursul zilei sau... Da, chiar da. Pentru tine ce înseamnă dansul? Adică ce reprezintă așa mai deep cumva faptul că faci asta zi de zi și încă nu ai renunțat și mm -hmm. ești acolo pe poziții? Nu știu dacă pot să pun niște cuvinte în jurul răspunsului. E cumva dacă ei dansul nu sunt eu, știi? Okay. Nu, nu mă văd altfel. E a doua natură, e... E parte din mine și nu o să plece niciodată. Chiar dacă mă las de predat sau de apărut pe scenă, nu o să mă las de dans niciodată. Uh -huh. Și în baston o să dansez. E fix face parte din ADN-ul meu. nu ai cum să-l scoți. Da. E... da. Ești tu. Fix. N-ai cum. În momentul în care intri atât de deep în ceva, e... n-ai cum să-l mai iei de acolo. E face parte din tine. It is... Uh... Și e... Este magia care mă ajută să trăiesc. Nu neapărat nu vreau să zic scopul meu în viață, că nu poate să fie neapărat un scop, dar m-a scos din lucruri și din situații de unde nu m-a scos nimeni și nimic. Muzica aia a fost singura chestie care, adică funia aia de care ai nevoie să te uh -huh. știi, să te ridici la suprafață. Ce situații au fost Am. așa? mai o, pregnante, să zic, în care dansul te-a ajutat să ieși de acolo? Oi, multe. Da. Sau una de mai de impact, așa. Ultima, poate, sau... Trebuie să mă gândesc. Am trecut prin... prin neapărat să zic o depresie, o ceva, o... Am avut parte de o relație, sau am parte de o relație, care se simte ca un emotional roller coaster, foarte, foarte deep. Nu știu dacă am iubit vreodată așa, sau nu știu dacă am simțit ce simt acum vreodată. Și în momentul în care nu mai e sau intervin anumite probleme și trebuie să nu mai fie, în care eu sau el stabilim individual sau împreună că nu trebuie să mai fie, like simți că nu mai poți să trăiești. Dar nu pentru că. Corpul ăsta, Simona, asta nu mai poate să trăiască. Că ea își face treaba, dar undeva în mine e ca o gaură neagră care suge tot ce e în afară și cumva îmi trage toată puterea pe care o am în mine. E inversul de ce creează dansul, știi? E fix, mi-am -am descoperit polul opus, nu știu exact cum să-i dau cuvintele ca să facă sens, dar a fost și este, cred, foarte anxios pentru mine și nu n-am știut ce înseamnă atacurile de panică până la vârsta asta. Sunt un caz fericit, probabil. N-am știut ce înseamnă... Am fost depresivă, dar nu la nivelul ăla. Adică puteam să fiu o zi, două și să-mi revin. Dar am stat mult în depresie. Adică n-am mâncat câteva zile, corpul meu a luat o razna, nu dorm, mă trezesc în ideea de unde sunt, am murit. Adică chiar cu sentimentul ăsta de... What is going on? Sunt moartă, știi? Încă uh -huh. și și asta... se mai întâmplă asta. Da, încă se mai întâmplă. Și n-am avut asta niciodată. Amețeeli constante, uh, vomitat constant și stres acumulat și acumulat și cu oboseala. E, e, e ceva minunat. Uh -huh. Și singurul lucru care m-a ținut la suprafață și să nu mă duc, like, really, really, really down a fost să predau și să dansez cu voi și să dansez eu acasă, și dar nu-ți imagina că dau drumul la muzică și hai să ne zbânțuim, nu e genul ăla de dans. E genul ăla de dans în care stau și mă bălâng în fix ca o psihopată, fix așa, dacă mai filma aș fi foarte dubios ar arăta, probabil ca un zombie, așa care hei, în fine, încerc să scot din mine lucruri și muzica mă hrănește în momentul ăla cumva, chid că e o piesă lentă cumva simți apartenența asta like, ok, cineva mai suferă cu mine îți <laughs> dă un plus chiar dacă nu e plusul ăla de care ai nevoie poate, sau poate ai nevoie e healing mm -hmm. da dar să știi că de multe ori intram în sală cu gândul că o să mor dacă mai predau acum o singură oră o să mor și de fiecare dată ieșeam cu un plus de ceva Like, hai, nu o să mint, au fost și câteva cursuri în care îmi venea să vă bat pe toți, bine, nu știu dacă era acolo, dar gen, aveam atâta frustrare în mine, nu neapărat către voi, ale mele personale, în care, nu știu, trebuie să iau ceva, să pocnesc ceva, să dau în ceva, să nu mai suport. Dacă mai explic încă o dată un singur lucru, eu explodez. Și ți-am zis, n nicio treabă cu ce se întâmpla în sală. Oamenii probabil erau super ok, dar eu aveam atâta... Atâta ne... Atâtea chestii negative în mine, că știi că auzi un loc unde să le verși, care poate să fie singura persoană care vine și te ciupește puțin, da. e, ai e picătura care umple paharul și tot ce ai tu în tine se, se duc. Da, au fost, și, au fost și cursuri de genul ăsta, dar mult mai multe cursuri în care am ieșit pozitivă și am ieșit, hai că poți, hai încă un pic, hai că poți. Uh -huh. Și m-a ajutat. Da. 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 Mi-e foarte greu să știi să pun în cuvinte lucrurile astea personale, că nu prea le, le expun nimănui, nu prea le vorbesc cu nimeni. Sunt 2-3 oameni apropiați. Na, mă mai bucur putem... că ai împărtășit aici. Da, sunt încă în capul meu face, bă, trebuia să-i zic, nu trebuia să-i zic. Aah. Știi, e, se întâmplă conversații de-astea în capul meu, că e, e, e greu să fi exposed, sentimental Că poate peste un an eu să mă uit în spate și o să-mi aduc aminte de sentimente no, nu don't overthink a... Și o să fiu, Bă, Simona, exagerat, hai că tu nu ești așa negativistă, dar... da? Da, yes, se întâmplă, se întâmplă cu toții avem Și sunt sigură că există și mai grave decât ale mele Sincer, de fiecare dată, eu am venit prima oară la Dans Prestige în 2019, în vară, și era într-un moment foarte lău Adică eu când am luat decizia să Eu vreau să mă duc la dans Eu nu mai pot, trebuie să merg Era când eram cel mai jos Și la fel a fost și anul ăsta Eram extrem de jos și am zis Eu trebuie neapărat să merg la dans Deci cumva cred că chiar creează Am aruncat și funia Am aruncat și către tine funia Și te-ai agățat de da. Exact in together. Este o funie pe care oricine poate să o acceseze cu alte cuvinte. Da. Cred As, că... Să ai norocul să, să găsești un teacher bun, cam asta e ideea. Uh -huh. Deși sunt destul de mulți. Da, găsești. Dar dacă vii la dance știi. Poate ai mai mult noroc, cine știe. Da. Înțeleg că, cumva, că... Adică și din ce am văzut că ești și postezi și exprimi, Uh, dansul e și ceva spiritual cumva, adică e, e ceva foarte adânc acolo, cum da. aș vrea să să spui mai multe despre zona asta de cum te poți conecta cu tine mai mult de cum poți să te crești pe tine hmm. ca persoană prin lucrul ăsta Gândiți. Hmm, going deep. <laughs> uh, Pentru mine cred eu cred că prima oară am învățat să meditez când am învățat să dansez și nu știam, de fapt, pentru că meditația asta cumva, adică meditația în definiție, cumva te ajută să te desprinzi puțin de tine, să te vezi pe tine de undeva de sus, știi? Să creezi separarea, separația, separarea? Separation? Romanian? Separation. I don't know. Yes, ok, so, okay. this separation, ok, like, e foarte, uh, e foarte benefică și cumva în momentul în care dansezi, eu meditez când dansez. Efectiv se simte ca o meditație, pentru că și ies din dans cu efectele benefice ale unei meditații. Știu că nu de fiecare dată meditația îți aduce un zâmbet pe față, deși ar trebui, dar de multe ori din dans ies fix cu s-a legat ceva în mine, ceva cum face sens, ceva ce înainte nu făcea sens. Și eu cred că suntem un portal de legătură între ce se întâmplă, știi, sus-jos și energia asta care circulă. Și în momentul în care eu activez energia asta, o simt prin mine și o simt cum o dau și altora. Eu sunt un airbender acolo uh, inclusiv fac, da, da, da fix, fac, fac exerciții, exerciții cu oamenii în care trebuie să-ți imaginezi că ai lumină în ambele mâini și o Plim, practic prin, prin, corp și o aduni și te face din ce în ce mai mare și practic îți crezi shield-ul ăsta care te acoperă <laughs> da. și e, este o meditație care se numește Maharic Shield cumva deși nu este fix aceeași dar în momentul în care tu dansezi și lucrezi cu lumina albă, albastră, whatever, și îți crezi uh, scutul ăsta protector, cumva sunt cam același beneficii. Adică ai ai momentul ăsta de liniște, tu cu tine, în care nu ești atât de asaltat de ce se întâmplă în jurul tău, că ți-ai creat scutul ăsta în jurul tău. Face sens? Da. <laughs> e, um, e liniște, pur și simplu. E liniște, ești tu cu tine și poți să te auzi pe tine, cine e în interior, fără atât de mult zgomot în afară. Mm. -hmm. Da. Și poți face asta la o clasă, adică tu când predai sau când ești singură? Poți face asta la o casă? clasă când facem exerciții de freestyle, de exemplu. Câteodată okay. mai simt să go deep și fac și teorii. Explic și teoriile de genul și le punem și în practică, dar în principiu trebuie să to have some tools, adică trebuie să știi Ti cum să o faci, că nu poți, din ok, shield, scut alb, negru, știi, nu prea, nu prea vine așa direct. Ar trebui să fie cineva lângă tine care să te ghideze, să-ți zică ce să faci, și cumva să lei le tu acasă la pachet și să le pui în practică tu cu tine acasă, în fața oglinzii sau fără lumina stinsă, lumânări, cum vrei tu, ce vrei tu. Una dintre meditațiile mele cele mai puternice, adică pe care nu știu, am simțit-o fix ca o explozie, s-a întâmplat în Jamaica. Eram, veneam din Ociorios, unde mi-am cumpărat niște. Uh, cum se cheamă? Tămâie? Tămâie, tămâie? Chestia la buvițele um, galbene, în fine. Tămâie. Tămâie, cred că este. Și am aprins în cameră, nu mai era deloc lumină, am dat drumul și la niște salvie și mi-am pus o piesă pe fundal, am un playlist chamanic acolo și pur și simplu treceam iar printr-o etapă de going down, going up, mă simțeam super singură, mă simțeam pentru că eram și în Jamaica singură, like, nu am prieteni, nu mă ascultă nimeni, deși nu e adevărat. Sunt conversațiile astea când intri, like, low, da. toate se întâmplă low în jurul tău și parcă toate vin așa peste tine. Și am dat drumul la, la playlist-ul ăsta șamanic și pur și simplu mă atingeam pe mine și îmi simțeam pielea ca și cum e a mea, dar nu ia a mea. Și dintr-o dată am început să plâng Dar n-a fost un plâns ăsta de Știi, like negativ A fost un fel de Bă, dar eu te iubesc Dar de ce faci așa, știi? Like, de, de, de ce simți atât de rău? Că eu sunt aici lângă tine Și cumva mi-am creat mămica asta Care a venit și m-a îmbrățișat în momentul ăla Dar oh, eram tot eu <laughs> da. Și am plâns și am Mi-am bocit organele <laughs> Cred că jumătate de oră uh, în ideea în care am fost mândră de mine că am putut să realizez chestia asta și am, am, simțit că pot să mă îmbrățișez și singură. It's ok. E clar, nu se compară cu vine și te îmbrățișează mami, tati, deși la mine tati e mai dubios subiectul, dar, sau iubitul, sau sora, sau whatever. Dar e, e bine să știi că te ai pe tine și că poți să crezi conexiunea asta cu tine. Și nu cred că mi s-a întâmplat dacă nu nu eram atașată cumva de muzică, de dans, de... Nu știu, pentru că s-a aprins foarte, foarte repede. Când am ascultat, când am dat drumul la piesă și am început să mă mișc puțin, la un minut după, toată energia asta pe care am avut-o mine a izbucnit așa pe... Și mm -hmm. a trebuit să culeg informația, să-mi dau seama ce se întâmplă după ce am terminat toată meditația, după ce am terminat de bocit. Știi că atunci când vine, trebuie să o lași să vină. Nu te gândi, nu stai să analizezi atunci, că îi oprești flow Simți, trebuie să simți tot ce trebuie să simți în momentul ăla. Wow. Să nu plânge <laughs> da. Wow. Chiar m-am emoționat. <laughs> <Ha>. da. <laughs> Doamnelor și domnilor, lăsați să plângă, trece printr-o meditație. Haide, ne spui mai încolo ce, de ce. Da. <laughs> It's okay. -a bucur, ce eu mă mă bucur, -a, da. eu mă bucur I'm so proud of you M-am conectat așa foarte tare cu tine Știi și mm. Da, ești și tu empatică Ea de aici Te iubesc, jur Vino, vino, vino Da ce Nu mă așteptam <laughs> să fie chiar așa emoționantă Povestea mea, da Ba, cred că s-a transmis ce-am ce -am simțit eu în, în seara respectivă. Chiar da. Da. Adică, cred că dacă ai genul ăsta de resursă și chiar ajungi să te iubești pe tine, mm -hmm. da. te ajută. Da, chiar te ajută. E, e atât de important, e atât de important să te iubești pe tine, e... Sunt cărbunii din, din cuptor. N-ai cum, cum să treci prin viața asta fără, fără iubirea aia de sine, fără, fără încrederea în tine, fără. N-ai cum să-ți îndeplinești țelurile. Unde, unde te duci fără încredere? E, o să devii covorul tuturor, știi? Ne ștergem toate pe, pe picioare. Haide, cine-i fata asta? Lasă-o și pe ampași, lasă-o în colțul ei. Ia ceva când ai încredere, când ori, tăi, zic, bă, I can do this, știi, like, I got this shit, let's go, e, e that empowering shit. Da, Redică și poți face going. asta prin dans. Clar, clar. Cred că sunt multe, multe alte arte care te vor ajuta să faci asta, dar pentru mine dansul, pentru că te și pune în mișcare, adică și lucrează corpul, lucrează și mintea, lucrează și sufletul, it's like the, the real combo, că nu poți să ai o evoluție în dans dacă nu ai o minte curată, o minte limpede ca să-ți structurezi pașii, să poți să ai o tehnică. Nu poți să, să ajungi mare în dans, să ajungi faimos dacă nu ai un suflet bun. Adică până la urmă oamenii își dau seama cine ești și, ok, you go up, but you don't stay up, you just like, it's dead. Pentru că dacă nu ești un om integru, dacă nu ești un om care să ajute alți oameni, nu poți să-ți creezi un legacy, nu poți să lași nimic în spate, e doar, știi, ok, ai sărit peste niște trepte, bun, drăguț, ai luat liftul. Și cum cobor, cobor la fel de repede. sau so, nu urmăresc asta. Iar faptul că îți lucrează corpul și exact ce ziceam de energia asta stagnantă, că poți să dai afară din tine ce nu e nevoie și să lași loc pentru ceea ce trebuie, is like, yeah, the real shit. <laughs> E, yeah, și, și mi se pare superb faptul că... Adică, cumva, ăsta e principiul tău, știi? Să fii autentic și tu, cu tine și după restul și succesul și faima și mm. ce urmează și cumva ce uh, urmăresc de obicei majoritatea, știi? Te focosezi atât de mult pe making your dream happen că uiți de fapt da, da, exact, fundamentul. Mm -hmm. Deși vezi treaba asta cu autenticitatea inclusiv la mine... Uh, I'm still fake on some shit. Adică nu e ca și cum, gata, sunt 100% autentică. Nu, I'm still learning. E Mă mai surprind și eu câteodată. Like, bă, ai fost falsă. Știi? Sau când nu știi să interacționezi într-o situație, o situație nouă sau whatever. Trebuie să te surprinzi în momentele alea și să fii sincer cu tine și să go back, delete, clean, go forward. Mm -hmm. Că nu ai cum altfel. E this shadow work. Știi? Trebuie să ne urmărim care sunt chestiile noastre Negative, nu neapărat negative, dar ceva ce vrei să îmbunătățești să zicem. Da. Și stil condat. Da. Dar cum te, cum te menții conectată la puterea ta adevărată, uh, constant? <g> sabia. Știi, unde Sabia? Uh -huh. Uh -huh. Uh, cum fac asta? De ce Eu nu știu. Uh -huh. Chiar nu știu. Nu știu. <laughs> adică se, se vede și se simte că ai mers deep acolo și te-ai dus mai departe decât, nu știu, ce se vede, știi. Adică asta și transmiți la cursuri, că e mult mai mult de atât. Uh -huh, uh -huh. <laughs> și cred că e, adică ceva, poate o rutină sau un, un stil, un mod de a gândi, un stil de viață pe care l-ai uh -huh. și l-ai integrat și ești acolo constant. Cred că este dorința mea de a cerceta și a intra în detaliu, că nu mă mulțumesc cu superficialul, nu mă mulțumesc cu ce vede toată lumea. Eu caut întotdeauna what's more, like, let me see the real shit, like, let me go deep, let me... Inclusiv de asta am mers în Jamaica și am făcut toate... Na, mi a cheltuit toți banii ca să mă duc prima oară în Jamaica. Și inclusiv că nu am crescut într-un mediu care să mă învețe direct tot ce trebuia să mă învețe și a trebuit să mă educ. Am fost, am fost autodidact da. de mult timp. Și încă sunt, probabil că așa m-am obișnuit. Și inclusiv fric-control, freak control-fric, freak, whatever, e deep în mine, deși nu e chiar benefic, dar trebuie să știu ce se întâmplă, trebuie să pot să controlez ce pot să controlez. Și asta mă menține în. In the game, cumva. Dar cred că ar trebui să, da, să evidențiem treaba asta. Cred că faptul că sunt conectată cu natura și de fiecare dată după ceva timp simt să mă rup de lume și simt să mă reîntorc la... Spun picioarele pe iarbă, iau în brațe un copac, stau la soare, citesc foarte mult. Chestii care mă încetinesc pentru că mi-e foarte greu să mă încetinesc Sunt foarte puține lucruri și persoane În lumea asta care Au efectul ăsta asupra mea De pur și simplu mintea face ting, Like e ok da. Știi? Și de asta probabil m-am șiat așa de dans În sensul în care Nu mai pot să trăiesc fără și e parte din mine Că e singurul moment în care Nu mi-aud nimic E ca un somn Eu dansez dar mintea nu mai merge Dansez pur și simplu din mine da. Mm -hmm. e Cred că, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare Da, 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 da gen, da. de pe acolo le trag Sunt mai multe lucruri Deci, practic, cumva, conectarea cu natura Și cea să fie acolo Grounded Da, uh, da. So... da e foarte important pentru mine Adică sunt și un semn de pământ Și, mm -hmm. da, pentru mine lucrul ăsta contează Știu că multă lume are like Zodiac, Zodiac... <laughs> Pentru mine contează, chiar are da. Multe lucruri au sens Și, da, pământul pentru mine e sursa, e. pun mâna pe iarbă, simt că mă încarc. Da, e. știu. Acum da. chiar aștept să vină vremea mai frumoasă și mai bună afară, să stai pe iarbă efectiv, da, da, să, da. să meditezi, să faci yoga în iarbă și e atât natură. Exact, să așa, să nu faci nimic, să bat soarele pe tine, da. să zici mulțumesc că trăiesc și respir. Și atât. Mm -hmm. Da. Exact. Aș mai vrea să mergem puțin în subiectul de sala de dans. Okay. Um, și să te întreb ce implică să ai o sală de dans. Adică, ce, care sunt provocările, satisfacțiile, cum se întâmplă. <laughs> <It's coming again. laughs> da. um, să știți că dacă vreți să faceți bani, nu vă faceți sala de dans. <laughs> okay. De deci ce nu este o satisfacție financiară, mai ales în zilele noastre de astăzi? Dar este o satisfacție sufletească foarte, foarte mare, atunci când îți dorești să crești și să lași ceva în spate. Adică în momentul în care eu văd că evoluează oamenii de lângă mine și că ajung să fie oameni mai buni datorită muncii mele sau măcar munca mea a avut ceva de zis acolo în procesul ăla. For me it's like Știi, de mine să iau pe toți în brațe și să le mulțumesc și să fie toți familia mea acolo și să bem toți suc împreună. <laughs> da, e... e da. Renunț câteodată la, la ore private pentru că, efectiv, nu aș mai avea energia pe care trebuie să o depun la cursurile cu voi, de exemplu, sau la cursurile cu copiii mei. Știu că Adică aș vrea să fac bani și vreau să fac bani din dans, deși fac bani din dans, dar aș vrea să pot să fac încât să-mi ating țelul meu de aici, care e sus de tot. Care? E, 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 e mult. E, adică dacă vorbim de finanțe, vorbim de... Îmi place să... să trăiesc. Millions. Da, nu știu, îmi place să trăiesc fără, fără frica. Vi, adică, dacă vreau mâine să plec în Bali mâine plec în Bali da. fără nicio responsabilitate fără nicio frică că nu pot să plătesc XYZ whatever, adică vreau să ajung la nivelul ăla în care pot să dau fără să mă uit la ei, să zic că nu știu, există, cred că un băiat pe YouTube, beast, nu știu cum mi-a arătat uh, aseară uh, băiatul ăla dă cu bani în stânga și în dreapta și eu am plâns aseară la un clip de-a lui pentru că i-a dat 30.000 de, de dolari 嗯、well unui curier, trebuia să, era un concurs, cine ajunge primul, au comandat pizza, cine ajunge primul curier care livrează pizza, la primește 30 de, uh, 30 de mii de euro. Okay. Și a ajuns primul ăla de la Domino's, whatever, și a dat l asta bani și fixul pe la vente la de la Pizza Hut. Și eu am plâns că la de la Domino's i-a dat 1000 de euro, sau de dolari în fine, celuilalt. Și eram, uite că uh. e adică so kind. Da, da, oameni, că știi că sunt oameni care, am câștigat 30.000 30 de mii de euro, să ai mei, ai mei, mei, nimeni, mei, mei. Uh. Și asta era Ia. Yeah. Și fata da. era. Oh, my God, like, I a plecat <laughs> Eu, Adică vreau să fac chestii de genul ăsta, să ne pot să. să nu știu, să nu ne mai gândim la bani, să ajungem mm -hmm. la modul în care. We're free. Știi? Da. Da. Aia e meu. Deci, um, partea cu sala de dans um, este. A, a fost același proces cu predatul, adică am început să fac asta fără să știu exact cu ce se mănâncă. Nu aveam neapărat uh, skills in coaching people. Eram... I'm trying to do my best. Dacă my best is not enough, sometimes it's just like that. Sometimes I cannot do more, sometimes I can do whatever. Și am învățat din greșeli, m-am dat cu capul de pereți, am rănit oameni, am zis lucruri care nu trebuie, uh, da, faci creșeli, mai plâng oamenii și mai revin, mai dai afară oameni, mai ei oameni, uh -huh. mai duci cultura la fund, încerci să o salvezi. Uh -huh. Știi, tot încerci să menții echilibrul ăsta. Am luat decizii pe care nu trebuia să le iau. S-a întâmplat. S-a întâmplat și mi le asum pe toate, n-am ce să fac. Eram, na, copil. Încă sunt copil, dar atunci eram un copil fără prea multe informații. Dar la câți ani ai, -ai lansat-o? În 2011. Cât? Câți ani aveai atunci? Dacă acum am 29 și 2021. Cât aveam? MES. Da, so nu, numerele mă intimidează. Când văd numere, s-a șters. Delete. Nu știu cât aveam. 18? Cred, pe acolo. Cred că 18 ani. Ah, wow, atât de tânără. dar nu știam da. asta. Adică Dar, știu că eram, da. Atât de tânără și ai vrut să ai Să aia te apropie da, practic. Da. Mă săturasem să cer voie oamenilor Să mă antrenez și să te duci Cu steaua, știi? Steaua, sos, drăsare, vas la ușă Mă lai să mă antrenez mm -hmm. Și plătești de fiecare dată scos din buzunarul tău mă săturasem să eu pur și simplu și chestia asta, că nu ai un, o casă, o sală unde poți să te simți ca acasă, să vii, vreau să-mi beau cafea într-un loc unde să nu mă streseze nimeni, să îmi zică whatever, whatever, unde pot să mă trezesc la 12 noaptea, cam eu chef să mă duc să mă antrenez și am o sală la dispoziție să mă duc să fac asta și multe alte lucruri, adică îți creează o flexibilitate și ai o libertate mm -hmm. mult mai mare. Dar e greu când ai foarte mulți instructori, E greu când trebuie să diluiești cu toți clienții, unii mai insuportabili, unii știți, și trebuie să îi menții cumva într-o armonie, și cumva să se înțeleagă că, da, este casa voastră, dar este totuși o instituție. Trebuie să respectăm niște reguli. Da, trebuie să-ți iei șosetele alea în picioare și trebuie să-ți temperatura și trebuie să nu fumezi și trebuie să vorbești adecvat și da. sunt multe. Și mai ales când lucrezi cu tineri, cu adolescenți, s-a rupt filmul. Adică unii sunt prost crescuți, adevărul, că unii sunt prost crescuți. Ok. Și n-ai ce să faci decât să încerci să bați puțin pe umăr, să zici, hei, mm -hmm. știi care-i treaba? Uite. Adică... Asta fiind și the good and the bad. Adică... Da, 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 da. Iar partea bună, ți-am zis, este faptul că lași ceva în spate și crești o generație nouă. Satisfacția financiară nu este cea mai roz, dar este cât să trăiești ok. Uh, încerc să construim ceva de care să te mândrești când te uiți în spate. Ți-am zis, nu... Nu am cea mai bună variantă, nu sunt cea mai școlită în sensul ăsta, nu sunt uh, Like businesswoman 100, să știu exact toate răspunsurile sau toate strategiile, finanțele, of, e, e mult. Adică eu am pornit într drumul ăsta asta cu I like art and I want to do art. și e <laughs> da. Ok, să-mi zică cineva ce e un business plan, să-mi zică cineva ce e marketingul, ce e PR-ul. avem clienți care sunt furioși, ce facem cu ei, eu vreau doar să dansez, gen nu cineva, să ia și să facă ceva cu ei, eu vreau să mă duc în sala de dans. Și că toate chiar nu poți să te duci în sala de dans Inclusiv când organizezi concursuri Pentru că înainte de pandemia Trebuie să organizăm concursuri Și acum trebuie să prezinți Acum trebuie să plătești juriu Acum trebuie să dansezi tu Acum trebuie să îmbraci copiii care trebuie să intre la, la concurs Acum trebuie să duci mixuri Nu știu unde Acum ai A, uitat să duci mixul Ai uitat să faci mixul Sunt oh, o grebată de lucruri Și se împarte creierul așa în bucățele deci e seara nu prea mai pot să dormi, dar am fost pe pilot automat, adică am fost în, în, în alergatul ăsta continu cam, cred că 10 ani. Mult, mult, mult de tot și m-am... Deci cumva pandemia ți-a prăit, -tru. Da, da. Când a intrat pandemia și toată lumea a fost like shut down, pentru mine a fost fix. A fost fix și mi-a fost foarte greu să-mi revin, foarte greu să-mi reintru în, în ritmul de let's do things. Inclusiv acum sunt, I don't want to do shit, like, I vreau doar să dansez dacă se poate, da, vin să predau, am ajuns la ideea că nici nu mai îmi pasă de ce bani fac, nu mai îmi pasă de chestiile materiale, deși îmi pasă într-un fel, adică sunt împărțită în două, sunt așa la modul, I, I still want to do this, vreau să călătoresc fără probleme și fără responsabilități și fără griji financiare. Pot în, în, în cealaltă parte sunt la modul dar de ce trebuie? Știi, like, de ce ne-și fericită doar aici? Gata, hai, stai cu minte. <laughs> da, sunt cumva în două părți, așa, trag una de cealaltă. Mm -hmm. Înțeleg. Mm -hmm. Chiar uh, are sens. Dar mă bucur că ești cumva acolo, pe linia de plutire și vii cu energia bună la clas și ne faci pe toți să creștem și să evoluăm Mă bucur. <laughs> Mi-am și zile proaste și în alea mă bazez pe voi, știți? <laughs> Haideți, voi ți de data asta, eu o să stau aici așa să plec în no. ne apropiem așa cumva de finalul conversației. Mai am așa niște întrebări fulgeri pe yeah. Bam, 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 bam. Prima ar fi care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat din ultimul an. Încă, încă învăț să am răbdare. <laughs> Steve Da. Adică. Colorez mandale, sunt la nivelul ăla. Adică oh, sunt. Nice. Da. Asta ar fi una dintre ele. Ce vrei să manifesti până la finalul 2021? Vreau să-mi găsesc pacea. Mm -hmm. yes. da. Vreau să fiu at peace with everything. Mm -hmm. Ce superb. I know. I feel you. <laughs> da. <laughs> Și ultima, ce înseamnă elevarea pentru tine? Elevare. Hmm. Înseamnă să-ți atingi potențialul maxim. Să te descoperi în fiecare zi, să te creezi în fiecare zi. Să-ți găsești pacea, să-ți găsești răbdarea, să-ți găsești iubirea, să te iubești, să fii autentic. Yes. O grămadă de lucruri vezi? sunt... Trebuie să le punem într-o descriere <laughs> foarte on point. Yes, ai descris foarte frumos. Da? Oh. Și cumva ceea ce simt și eu. Ne simțim. We're, da. we're like close. Yes. Pum, Airbender. Ador. Chiar <laughs> îți mulțumesc de tot sufletul eu meu. Eu Chiar a fost foarte, foarte elevating. <laughs> Chiar m-am exteriorizat într-un fel... Da, n-am făcut asta de foarte multe ori cu felicitări, pot să zic felicitări, <laughs> că I'm very like to myself. Mă bucur, mă bucur să aud asta, amândouă ne am amândouă ne-am exteriorizat cumva, că și eu am da, dat da. afară și <laughs> tu la fel. It's, it's gonna be a moment to mark my life. Exact, mă da. bucur să aud asta, chiar mă bucur Și mă bucur pentru cei care au ascultat și ne-au ascultat până la final Sper să, sper să ai pe răbdare să te asculte da. până la final Da. 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 Și eu uh, sper că v-ați luat inspirație de la Simona și de la acest podcast realizat astăzi Și uh, lăsați acolo în comentariu ceva cu care ați rămas <laughs> Și un like și un subscribe și... Ne vedem la vedem dansuri. La <laughs> dansuri, exact. la dansuri. La dans prestigi ca mm -hmm. să ne transformăm și să ne vindecăm. <laughs> Vă pupăm. <laughs>